Spune, este păcat să eu îi spun da. Dar nici nu ai auzit întrebarea, frate. Da, e păcat. Dar de unde și ce vreau să întreb? Nu, păi dacă mă întreb dacă e păcat, înseamnă că deja în mintea ta ceva roade, ceva nu bate bine. E păcat, probabil. Nu mă întreba, că n-are rost. Este păcat să... Și venim cu fel de fel de întrebări. Aceste întrebări, de obicei, vizează trei domenii. Ori vorbim despre spațiul libertăților creștine, și aici înțelegem că dacă nu sunt principii biblice care combat această practică, este zona aceea nu gri, ci zona aceea în care nu este o lege. Sunt situații care Dumnezeu ne îngăduie ca libertăți în viața noastră. Ai voie să bei Coca-Cola sau Fanta, sau dintre cele două care e mai sfântă? Nici una, nici alta. Adică poți să bei ce vrei vis-a-vis de aceste sucuri, nu altceva. Și atunci putem vorbi despre aspectul libertăților. Aici Dumnezeu dă libertate. Dacă vrei să bei ceai, dacă vrei să bei apă, apă minerală, de care apă minerală? Aia din Buzia și voie, care miros ciudat, da, aia de borsec, da, aia... Aici e vorba de spațiul libertăților creștine. Nu este o lege care combate această practică, abia apă minerală. Aici poți să bei după plăcerea ta de unde dorești apă minerală. Când vorbim acum despre aspectul libertăților, nu se încadrează în principii și creează o gamă de libertăți care noi va trebui să le gestionăm. Totuși, și în situația libertăților apar niște parametri care ne ajută să ne ghidăm viața. Apare o nesiguranță vis-a-vis de practicarea unui lucru. Dacă era siguranță, probabil că nu întrebai. Am voie să beau apă minerală. Dar de ce mă întreb această întrebare? Ceva ți-a provocat nesiguranță. Și atunci va trebui să înțelegem care-i nesiguranța de pus această întrebare. Că mie până acum niciodată nu mi-a trecut prin cap să mă duc la un frate să-i spun, frate, oare e păcat că beau apă minerală? Și încă bea multă, frate, bea foarte multă. Nu mi-a trecut prin cap. Pe doctor poate le întreb, că nu e bine cu carbonul, cu chestiile astea, dar pe frații păstori n-am întrebat până acum de apă minerală. Deci este o întrebare provocată de o nesiguranță. Și ar mai putea să apară o lipsă de înțelegere a principiilor și a nuanțelor biblice. Noi trebuie să înțelegem corect Sfânta Scriptură și în contextul în care a fost scrisă, principiile fiind atunci ilustrate concret pentru noi, aplicate în viața noastră, ne dau voie să ne creăm un drum pe care putem umbla cu Dumnezeu împreună. Dacă există nesiguranță la înțelegerea biblică, atunci sunt probleme. Sau aș mai adăuga, mai cunoaștem Sfânta Scriptură, o mai cercetăm împreună,